Este obiectivul programului acestuia, a timpului acestuia. Nu este împlinirea unui ritual sau a unei formule. Orice fel de slujbă, orice fel de cântare pe care am auzit aici, orice fel de cuvânt care s-ar spune vreodată în contextul acesta al credinței, are o singură menire. Biblia, Sfânta Scriptură, are o singură menire. Lucrarea Duhului Sfânt are o singură menire. Predicarea are o singură menire. Orice dar al lui Dumnezeu are o singură menire, și anume înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e tot. Dacă aceasta este, totul este. Dacă aceasta nu este, nimic nu este. Și ați observat că de multe ori alunecăm și pe mine însumi mă întreb în ce măsură ai înălțat numele Domnului astăzi. Poate să fie un cuvânt interesant, sofisticat, poate să facă oamenii să se mire, să se uimească. Asta încă nu înseamnă chiar nimic. Absolut nimic, decât un foc de artificii, bum, 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 a trecut. Lucrarea lui Dumnezeu, după aceasta o vom cunoaște. Acea lucrare care înalță pe Domnul nostru Iisus Hristos este lucrarea lui Dumnezeu. În rest, orice altceva conduce dreapta, stânga, în jos, departe de Dumnezeu. Ieri am participat la un studiu biblic, aș spune, cum zice în Biblie, un viu schimb de cuvinte, ca să nu zicem altfel. Un viu schimb de cuvinte între niște frați. Și ei vorbeau despre sfințire. Și spuneau care sunt pașii în sfințire. Numărul 1, să citim Biblia, numărul 2, să ne rugăm, numărul 3, să facem așa. Asta înseamnă sfințirea. Și schimbau între ei tot felul de bombe, de, știu eu, cum se numește la tenis când trage. Și în final, unul dintre ei care mi este foarte apropiat, prieten, și pentru că mi este așa de apropiat, prieten, cu el îndrăznesc mai mult decât cu alți oameni. El a fost cel care a enumerat o listă ce înseamnă și ce trebuie să faci ce înseamnă sfințirea, și după aceea l-am rugat să se ridice în mijlocul la toată lumea și zic, acum citește cuvântul acesta de aici. Și a citit cuvântul și a spus, Iisus a fost făcut pentru noi sfințire, neprihănire și răscumpărare. Și zic, sfințirea nu este ce faci tu, citești Biblia, te rogi, postești de una alta ce ai îngrămădit acolo dovlecii și sfeclele lui Cain pe altar aduse jertfă lui Dumnezeu. Zic, nu. Sfințirea este o persoană. Cine are pe Fiul, are sfințirea. Cine nu are pe Fiul, n-are cum să obțină așa ceva. Chiar când a descris lucrarea Duhului Sfânt, Domnul Iisus Hristos a spus, și aș vrea să citim împreună în Ioan capitolul 16 și de aici versetul 13. Când a descris lucrul acesta, a spus, după aceasta veți cunoaște adevărul despre Duhul lui Dumnezeu. El va înălța pe Iisus. El nu va vorbi de la sine. El nu se va așeza pe sine în centrul imaginii, ci El va îndrepta ochii oamenilor spre Dumnezeu. Când va veni Mângâietorul, acesta este Duhul adevărului, adevăratul Duh, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, vă va descoperi lucrurile viitoare, mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Acesta e semnul. O mulțime de lucruri astăzi, vorba poetului Burtescu, mii de drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc, acesta este semnul după care vei cunoaște că tu săvârșești lucrarea lui Dumnezeu, atunci când în adâncul sufletului tău tu ai această năzuință, această luptă, această dorință sfâșietoare să înalți pe Domnul Hristos prin ceea ce trăiești și ce vorbești și cine ești și ce faci, atunci vei ști că faci această lucrare. Nu după numere, nu după faimă, nu după nimică, n-are niciun fel de relevanță lucrul acesta. Singurul lucru care rămâne este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 14, El mă va proslăvi. Aceasta este lucrarea care trebuie să aibă loc astăzi aici și toată viața noastră. Am fost așa de plăcut impresionat când mi-a spus fratele Artur că el ați avut botez.
Și mult aș fi vrut eu să fiu, dar am fost măcar cu Duhul. A fost bine că am știut. Aș vrea să slăvesc pe Dumnezeu pentru echipa aceasta frumoasă care am văzut astăzi aici. E mare har. Și vreau să vă spun că nu sunteți singuri, băieți și fete, nu sunteți singuri. În alte părți în lume, din generația voastră, băieți și fete, își predau viața lui Dumnezeu. Ieri seara, alaltă seara, nu mai știu când a fost, merg într-un orășel mic aici, se numește Santa Claus. Sunt numai două blocuri de străzi acolo și fiecare stradă e decembrie sau este reindeer sau e ceva legat de Christmas. Și se numește Santa Claus, acel orășel mic, care primăriuța lor, au de toate. Și au construit o capelă publică acolo, unde merg în fiecare săptămână seara și țin cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și acolo am întâlnit ieri, alaltă seară, un tânăr care are dealerul lui propriu de mașini și care s-a hotărât să se boteze și am plecat cu el după predică, stăm pe o alee să stăm de vorbă. Va fi botezul săptămâna aceasta. Și l-am întrebat, care a fost elementul care te-a determinat să iei această decizie? Are mare însemnătate lucrul ăsta, pentru că unul pe la noi s-a botezat să se însoare. Și a reușit, s-a însurat. Și am zis, zic, nu e rău că ai făcut treaba asta. Zic, te-ai botezat pentru ceva bun, dar prea ieftin, mai băiatule, zic. Prea ieftin, adică pentru atâta. Nu asta. Este imens de mult dincolo de lucrul ăsta. Acesta e inclus între binecuvântări, dar pentru atâta doar. Și l-am întrebat pe tânărul acesta, cum ai luat această decizie? Și mi-a răspuns ceea ce n-am auzit niciodată în viața mea. Deci acum împart și eu cu voi ce am auzit. Mi-a spus, n-a fost o decizie. Primul om care mi-a spus că nu a fost o decizie. N-a fost o decizie, a zis el, a devenit ceva irezistibil. N-am putut să mai rezist, a zis el. Fiecare cuvânt pe care l-am auzit a vorbit cu mine și despre mine și a atins sufletul meu. Și la un moment dat n-am putut să mai rezist și mi-am dat drumul. Nu este o decizie aceasta, este o neputință, nu mai pot să merg mai departe în felul acesta. Prima dată în viață când am auzit așa ceva. De fapt, am mai avut o astfel de discuție, dar nu am auzit de la cineva, am spus eu altceva. O familie m-a invitat să stau de vorbă cu fiica dumnealor, care urma să se boteze, și însă zice, are câteva întrebări, cu mare plăcere, sigur că da. Și mă întreabă, când crezi că ar fi timpul potrivit când ar trebui să te botezi? La ce vârstă, când și cum? Și noi trebuie să fim într-o permanentă legătură cu Domnul, absolut, în fiecare clipă. Umblarea cu Dumnezeu nu e un eveniment dintr-o săptămână, venim aici o oră și plecăm. Mereu să ne întâlnim cu Domnul, nu, noi umblăm cu Domnul, noi trăim cu Domnul, noi respirăm cu Domnul, El locuiește în sufletul nostru, nu există gap din acesta în care, nice to meet you, nu există așa ceva. Și vorbeam, în timp ce vorbeam cu ea, vorbeam cu Domnul, ce îi spun fetei acesteia, Doamne, care e vârsta potrivită pentru botez. Și zic, domnișoară, avea probabil 16 ani atunci, domnișoară, să zicem că o fată e prietenă cu un băiat, ea era prietenă cu un băiat chiar atunci. Și zic, când crezi tu că ar fi momentul să se căsătorească acești doi tineri? Asta s-a gândit puțin. Zice, cred că atunci când nu mai pot să trăiască unul fără altul. Asta e răspunsul, zic. M-a întrebat când trebuie să se boteze un om când nu mai poate să trăiască singur, despărțit de Dumnezeu, sau doar vizitându-L, sau doar așa social cu Domnul. Aceasta este taina în spatele marii hotărâri din viață. Ea trebuie să angajeze întreaga noastră ființă și mă bucur că azi avem și cina Domnului. Adică este un fel de traducere pe viu a împărtășirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Acesta e mesajul, de fapt.
așa cum cine mănâncă trupul meu și bea, nu este ceva magic, este un mesaj în ce se întâmplă aici, care spune că în același fel în care pâinea aceasta și vinul acesta se vor transforma în corpul tău și în ființa ta și vor merge la fiecare celulă a ființei tale, ceea ce în același fel trebuie să fie Hristos pentru tine. Pâinea vieții, care devine parte din viața ta, din vorbirea ta, din gândirea ta, din umblarea ta, oriunde te găsești pe pământ, tu umbli în Domnul Hristos. Acesta este modul de viață la care suntem noi chemați și se numește umblarea cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim astăzi asupra unui lucru de natură practică. În momentul când noi vorbim despre viitor, ați văzut când s-a născut Ioan Botezător, au întrebat ce va fi copilul acesta. Și cei care s-au născut în Domnul, ce va fi? Încotrome. Care e viitorul? Când vorbim despre viitor, ne uităm în față. Și atât de greșit a fost înțeles lucrul ăsta. Din cauza aceasta, cei mai mulți oameni nu au avut și nu au și nu vor avea niciodată un viitor, pentru că ei se uită acolo. Dar astăzi aș vrea să învățăm ceva de la Mântuitorul nostru Hristos Iisus și vreau să citim împreună în Luca la capitolul 17, versetul 21, să aflăm unde este viitorul. Cei mai mulți oameni n-au avut niciodată pentru că s-au uitat unde nu trebuie. Iată ce spune Mântuitorul aici. Nu se va zice, uit-o aici sau uit-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Unde este viitorul dintr-o sămânță? Ea va deveni un copac care va face fructe, va hrăni lumea. Unde este viitorul? Este chiar în sămânța aceasta. Mântuitorul a spus, nu te uita în față, viitorul tău este în inima ta. Ce este în inima ta, aceasta se va traduce pe traseu în ceea ce numim acum viitor. Acolo, ce ai pus acolo în inimă. Și noi ne concentrăm foarte mult să lucrăm bine, să lucrăm mult, să lucrăm frumos, dar cel mai însemnat lucru este să lucrezi asupra propriei tale inimi. Tu ești prima ta lucrare, sufletul tău, ce este inima ta, apoi poți să exprimi către ceilalți oameni roade potrivit cu pomul. Dacă pomul e bun, roadele sunt bune. Dacă pomul nu e bun, orice vopsea i-ai pune și ce etichete i-ai pune, dacă nu e bun, mere pădurețe n-ați. Nu știu dacă ați mâncat vreunul, eu am mâncat de foame, atât ca să nu mor în pădure, dar mai bine nu mâncam, că a fost mai rău decât asta. Dacă pomul nu e bun, adică inima noastră, și așa a spus Mântuitorul, faceți pomul bun, lucrează asupra inimii tale. Pe tine însuți dă-te pildă. Tu ești predica, tu nu ai o predică și nu ții o predică, tu ești o predică. Voi sunteți o epistolă vie, tu poți să spui orice, dar depinde ce ești, nu ce spui. Și aici este marea taina vieții, aici se ascunde. De obicei, când facem ceva sau nu facem, noi ne gândim ce iese din treaba aceasta, ce câștigăm, ce obținem din treaba aceasta. A rare ori, dacă nu cumva niciodată, nu știu ce să spun despre lucrul acesta, atât de rar în viață, refuzăm să ne gândim la ceea ce obținem și ne gândim la ceea ce devenim. Noi nu doar obținem ceva, noi devenim ceva prin ceea ce facem. Discutam cu cineva și șeful i-a propus la servici unei doamne. Dacă ne înțelegem, îi adaugă $16,000 la salariu. Asta era ce primea, dar nu era ce devenea. Și femeia a spus, nu sunt dispusă să devin ca preț a ceea ce primesc. La revedere! A disponibilizat-o. Am discutat cu un domn care era CEO mare pe secție, a avut 800 de și ceva de oameni sub conducerea dumnealui.
Și ce i-a propus șeful mare? I-a propus niște cifre de-astea cu 6 zerouri, cu 8 zerouri. Dacă, în loc de un anume material pe care îl încorporau ei în produs, o să iau un altul, care era mult mai ieftin, dar mult mai prost, care făcea produsul ăsta să dureze 3 săptămâni în loc să dureze 30 de ani, și dacă facem treaba aceasta, asta o să fie partea ta. Nu vreau să folosesc numere. Dar omul ăsta a avut Duhul lui Dumnezeu în el. Zice, asta este ce primesc. E adevărat. Dar ce devin eu prin asta? Hoțul care fură din buzunarul tuturor oamenilor care vor cumpăra vreodată așa ceva, de la fiecare în parte am furat ceva pe calea aceasta. Și n-a vrut să plătească prețul. Ceea ce obții nu este ceea ce primești, ci ceea ce devii. Cine poate să-mi spună unde a greșit Iuda? El s-a gândit la ce primește, dar nu s-a gândit la ce devine. Și când a ajuns în fața adevărului, a aruncat ceea ce a primit și a rămas cu ceea ce a devenit. Și a zis el, am vândut sânge nevinovat, am devenit vânzător de sânge nevinovat. Acesta era adevăratul produs, nu 30 de bucățele de metal pe care le-a primit el. Ce devii? Ce devii prin ceea ce faci? Ce va fi copilul acesta? Păi, ce va alege să devină? Și ce va alege? Păi ai să cunoști din prieteniile lui, ai să cunoști din ceea ce se întâmplă în jurul lui, ai să-l vezi unde vrea să meargă. Și dacă l-ai întreba, cum am întrebat eu pe nepotul de une zi, noi avem discuții foarte serioase și încercăm să învățăm lucrul acesta, diferența dintre a primi și a deveni. Și nepotul trage în viteză din casă, iese în viteză mare drept în stradă și acolo e trafic, sunt mașini, și i-am spus că uite ce se poate deveni printr-o viteză din asta, din casă în stradă, se poate deveni un băiat în cărucior. Deci pentru totdeauna. Sau se poate deveni o cutiuță. Și lui nepotul nu-i place să vorbim lucruri negative. Eu caut să le prezint cât mai constructiv. Și eu l-am întrebat pe el așa, este aceasta ceea ce vrei tu să devii? Și el a spus, nu. Atunci, uite, alergatul din casă direct în viteză în stradă este rezervat pentru oamenii care vor să devină așa ceva. Cum tu nu vrei să devii așa ceva, tu nu ai de ce să mergi pe drumul ăsta. Lasă drumul ăsta pentru cine vrea să meargă acolo. Iubiților, noi am primit o chemare de la Dumnezeu. Dar chemarea aceasta nu este singura chemare. Mii de glasuri dintre toate pe care să-l ascult. Iosif a primit o chemare de la Dumnezeu. Și după aceea, pe parcursul vieții, când slujea în casa lui Potifar, a primit o altă chemare. Cineva l-a chemat. Soția lui Potifar. El a refuzat. De ce a refuzat omul ăsta? Toată lumea a refuzat? Nu. Nu toată lumea a refuzat. Samson nu a refuzat lucrul ăsta. Și Samson a avut aceeași chemare pe care a avut-o Iosif. A avut ungerea dumnezeiască asupra lui. Dar Samson nu a refuzat. Pe când Iosif a spus un nu, eu am o chemare. Eu nu sunt în Egipt, aici, ca să am sex cu nevasta stăpânului. Nu este aceasta chemarea mea. Chemarea mea este să scap viața unui mare număr de oameni și a lumii întregi. Eu nu o să schimb niciodată chemarea aceasta lui Dumnezeu cu chemarea dumneata, i-a spus. S-ar putea să te coste viața. Nicio problemă. Voi muri la datorie? Voi muri în chemarea care mi-a fost adresată? Iosif s-a gândit nu la ce obține, ci la ce devine.
aceasta ar fi fost o altă trădare și este din partea noastră, atunci când noi uităm sau ne astupăm urechile la chemarea lui Dumnezeu și ascultăm o altă chemare, care nu este chemarea lui Dumnezeu. Și nu poate nimeni să răspundă la două chemări, a zis Iisus, la doi, și într-o parte și într-alta, să nu se lase cineva mințit cu așa ceva. Spurgeon spunea, nu poate să fie cineva un bun predicator și desfrânat. N-are cum să facă lucrul ăsta. Spunea, astea două împreună nu stau. Este o chemare, e una și alta este e o altă chemare. Aceste două chemări împreună nu stau. Dacă noi vom fi credincioși lui Dumnezeu, întotdeauna Duhul Sfânt va rosti în auzul nostru, nu te uita la ce obții, ci ia seama la ce devii. Când Iuda și-a dat seama că nu ce-a obținut era adevăratul obiectiv al răului în care se găsea prezent, a urât atât de mult plata aceasta încât a luat-o și a aruncat-o în templu. Și a rămas cu ceea ce a devenit, asta n-a putut să o arunce în templu înapoi. El devenise vânzătorul sângelui nevinovat. Și când a văzut ce a devenit, a urât atât de mult imaginea aceasta încât Iuda l-a spânzurat pe Iuda. Dacă urechea noastră, așa cum foarte frumos Nicolae ți-a citit din cartea prorocului Isaia, 55:6, dacă urechile noastre vor asculta glasul lui Dumnezeu, El ne va spune, nu te uita la ce obții, ia seama la ce devii. Pentru că n-ai să rămâi cu ce obții, ai să rămâi cu ce devii. Împărăția cerurilor nu este colo sau dincolo, este aici. De aceea Biblia spune, păzește-ți inima mai mult decât orice. Mai mult decât orice. Mai mult decât orice? Păi dacă cineva îți fură bani și îți dai seama că ți-a furat în cont, vi s-a întâmplat și vă ați dus repede să rezolvați situația și... Dacă cineva îți fură bani, s-ar ca ars. Dacă îți fură ceva din casă, vai de mine, ce devastare, să vii acasă, găsești casa praf, cu tâlharul a fost în ea și a jăfuit, a furat. Odată simți și... Dar cum rămâne cu sufletul nostru? Când se fură de aici... Iubiții mei, cea mai nedreaptă și cea mai satanică tranzacție este atunci când noi obținem lucruri pământești, firești, materiale, cu lucruri duhovnicești, spirituale. Iisus a spus, ce tranzacție asta? Ca un om să își vândă sufletul ca să câștige lumea. Păi lumea e materială. Dacă ai câștigat toată lumea, o să o arunci în același fel în care a aruncat-o Iuda în momentul în care ți-ai pierdut sufletul. Asta întreabă Iisus, ce fel de relație, de tranzacție poate să fie aceasta în care tu iei, obții niște lucruri materiale sau firești, pământești sau drăcești, cum spune Biblia, în schimbul unor lucruri duhovnicești, sfințirii vieții tale. Aceasta e o tranzacție care nu trebuie să aibă niciodată loc și Mântuitorul spune, odată ce-ți vin sufletul, ce-ar putea să dea un om să întoarcă înapoi ziua de ieri? Nimeni nu poate să facă. Asta este drum cu sens unic. Bun, noi suntem aici, vă scriu să nu se întâmple așa ceva, spune Biblia. Dar dacă s-a întâmplat, nu duceți mai departe acum până la prăpastie nenorocirea aceasta. Nu împingeți pe cineva, nu descurajați pe cineva. Vai, desfrânatule, hoțule, criminalule, nu faceți lucrul ăsta, nu ajutați pe diavolul să termine ce a început. Nu, 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 nici în dreptul vieții tale, chiar dacă ți-ar zice toată lumea împotriva ta, nu, nu, nu asculta lucrul ăsta. Depinde pe ce frecvență ești. De unde venea felul de viață al lui Zacheu? Din felul cum era privit de societate. Cum îl privea societatea pe omul ăla? Un păcătos. Iisus a intrat să mănânce un păcătos. Cum îl privea Iisus pe același om? Deci, uite, ăsta e fiul lui Avram. Pe ce drum, ce distanță era între ce îi zicea lumea omului acestuia și ce i-a zis Iisus. Acum, el avea de ales. El ori ascultă lumea și este și rămâne un păcătos, ori ascultă pe Iisus
și este și devine fiul lui Abraham. Dar când oamenii ăștia au spus că este un păcătos, era adevărat sau nu? Era adevărat. Dar când Iisus i-a spus că este fiul lui Abraham, era adevărat? Era adevărat și asta. Cum le punem pe amândouă? Iisus i-a spus lui, nu ce este. El era un individ care... Iisus i-a spus ce poate deveni, într-o clipă. Și capitolul 1 al Evangheliei după Ioan spune tuturor celor ce l-au primit. În engleză este un cuvânt foarte bun. Le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat puterea acestui Zacheu să devină fiul lui Abraham. Și când Dumnezeu zice ceva, se face. Atât i-a zis. După care a declarat, astăzi a intrat mântuirea aici, frate. Astăzi a intrat mântuirea în viața noastră. Astăzi a intrat mântuirea în viața prietenilor noștri, a familiilor noastre, a copiilor noștri. Să luăm cu noi în viață și pe pământ chemarea cea înaltă pe care Dumnezeu ne-a adresat-o și fie ca niciodată nimic, nimeni, nicăieri, nicicum, să nu ia loc în sufletul nostru o altă chemare afară de înalta chemare care ne-a fost adresată nouă în Hristos Iisus. Amin.